Salut! Ce mă bucur să ne revedem! Ai revenit să exersăm? Bravo! Știi ce? Colț alb, puiul de lup, a început acum aventura cunoașterii. Ajută-l să descopere curiozitățile din lumea pădurii! Colț alb privește șoimul care a poposit în apropiere. Află distanța aproximativă pe care pot călători unii șoimi atunci când migrează, calculând triplul numărului 8333. Și acum să verificăm. Ai așezat numărul cu mai multe cifre primul și ai înmulțit pe rând, începând de la unități. Dacă ai obținut numărul 24.999, este corect. Rezultatul obținut de tine reprezintă numărul de kilometri pe care pot călători unii șoimi atunci când migrează. Primești o steluță pentru colț alb și o informație bonus pentru tine. Șoimul călător își vede prada de la mai mult de 8 km depărtare. Veverițelor le place să ascundă ghinde pentru a le mânca mai târziu. Numai că uită unde le-au ascuns și așa ajută la plantarea copacilor. Să zicem că o veveriță ascunde într-un an 137.469 ghinde și nuci. Calculează câte ghinde și nuci va ascunde în 5 ani. Să verificăm. Ai așezat factorul cu o cifră sub unități și ai înmulțit pe rând. Corect, dacă ai obținut 687.345. Primești încă o steluță pentru colț alb și o nouă informație bonus pentru tine. Veverițele pot face salturi de până la 6 metri. Dacă în perioada hibernării inima unui urs încetinește la 8 bătăi pe minut, află câte bătăi de inimă va avea în 11.386 de minute. Ai așezat cei doi factori cu atenție, așa cum ai învățat. Dacă răspunsul tău este 91.088, ai calculat corect. Acum colț alb are 3 steluțe, iar tu primești o informație bonus. Ursul ne poate auzi chiar și de la 300 de metri. Iar acum, o provocare pentru tine. Îți mai amintești informațiile primite bonus? Completează enunțurile! Felicitări! Sunteți doi campioni! Tu și colț alb, puiul de lup!